Să fie În seara aceasta ar vrea să rămân la același text biblic. Nu m-am consultat cu fratele privitor la ce anume dumnealui va citi, dar vom rămâne la Psalmul 133, un psalm care ne vorbește de beneficiile pe care le avem atunci când suntem împreună. Ce plăcut și ce dulce este să fie frații și să locuiască frații împreună. Aș vrea să vă vorbesc de câteva gânduri generale pentru început privitor la Psalmul acesta din care să înțelegem câteva lucruri importante pentru noi și apoi să vorbim despre chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu ca și preuța ai Domnului. Primul lucru pe care fratele Cătălim l-a subliniat deja este că atunci când frații se adună împreună la un loc, la părtășie, prezența Domnului se manifestă în două moduri, prin rouă și prin un delemn de mare preț. Roa, chiar dacă îți arată cineva poza de la roă, nu poți să simți nimic, decât atunci când ești în iarba încărcată cu rouă, dimineața, în, în miez de vară, poți să simți recorirea respectivă, care îți dă o înviorare sufletului tău și trupului tău. Roa doar acolo se simte. Atunci când vii împreună cu frații la părtășie, simți o anumită rouă, o anumită stare de bucurie, o cercetare a Duhului Sfânt în timpul cântării, în timpul predicării, o cercetare atunci când ești împreună cu toți ceilalți. Poți să asculți predica înregistrată, dar roa nu mai prins. Poți să asculți slujba înregistrată online, dar roa prezenței de acolo pe care o poți simți, nu mai prins. Câteodată e prezența Duhului Sfânt și strigi Aleluia și te bucuri în Duhul Sfânt. Îți aduce aminte de rouă, dar atunci când vine soarele, roa dispare. Când vine ziua următoare și când soarele apare pe cerul vieții noastre, roa se duce. Rămânem cu amintiri că a fost frumos, rămânem cu amintiri că am fost cercetați, rămânem cu amintirea răcoririi pe care am avut-o în prezența fraților, dar roa s-a dus unde lemnul, în schimb, rămâne. Unde lemnul este reprezentat prin prezența Duhului Sfânt, care cercetează viețile noastre și ne dăruiește tot ce avem nevoie pentru a sluji Domnului. Totdeauna când frații sunt împreună, Dumnezeu toarnă și rouă, bucurie, părtășie și un de lemn. Slăvit să fie Domnul! Nu mergeți acasă numai cu rouă, că atunci când vine soarele peste viața dumneavoastră și când vin anumite încercări, Roa se evaporă. E foarte important să rămâneți cu un care nu se evaporă la soare, ci învățăturile biblice rămân pe capul nostru. Al doilea aspect pe care subliniază Scriptura aici, când frații se adună împreună, un delemnul acesta ne aduce aminte de ungerea preoțească. Că Dumnezeu ne-a chemat să facem o slujbă și anume preoț. Este ca un delemnul care e turnat pe capul nu lui David, ci al lui Aron. Și Aron era preot în Israel. Stimații mei, Dumnezeu ne cheamă în împărăția Sa să fim preoți. Foarte mulți oameni se bucură de faptul că prin credința în Iisus Hristos ni s-a dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și Apostolul Ioan spunea și suntem. Și ca și copii ai lui Dumnezeu știm că Tatăl nostru este cel mai împărat, împărat și Domn al lumii acesteia și acelei viitoare. Și ca și copii abia așteptăm să punem mâna pe moștenire să punem mâna pe moștenire. Ca atare vrem ca împăratul nostru, domnul nostru și tatăl nostru să ne dea moștenirea. Până atunci cântăm dacă avem chef, până atunci mergem la rugăciune dacă avem semnal, până atunci slujim Domnului cât se poate și dacă se poate nu e nicio problemă, dar moștenirea trebuie să punem mâna pe ea cât se poate de repede. Ori, stimații mei, aș vrea să vă spun că Dumnezeu ne-a făcut copii ai Lui pentru ceva anume, nu să șomăm, să așteptăm moștenirea și să vedem aureola deasupra capului nostru. Ne-a chemat din lumea aceasta să fim preoți ai împărăției sale. Frații mei și stimate surori, la evrei, că e singura preoție care contează, nu vorbim de preoția astecilor, și nici de preoția dacilor și nici a romanilor. Vorbim de preoția de la evrei, care e singura pe care Dumnezeu o asculta. La evrei puteai să fii deșteptul evreilor, dacă nu te nășteai în seminția care trebuie, nu puteai să fii preot. David a fost om după inima lui Dumnezeu. A putut fi poet, a putut fi cântăreț, a putut, putut fi profet, a putut fi rege, dar n-a putut fi preot, pentru că s-a născut în altă seminție. Nu puteai să fii preot. Puteai să fii orice altceva, dar preot nu trebuia să te naști pe seminția care trebuie. Dumnezeu prin Isus Hristos ne-a dat dreptul să fim preoți al lui Dumnezeu. Și în Noul Testament citim de această preoție universală pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și într-unul dintre frumoasele pasaje biblice, respectiv 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9, Scriptura spune așa, Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterele minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Completează Sfânta Scriptură în Apocalipsa, în capitolul 1, cu versetul 6 și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu ne-a ales din lumea aceasta și ne-a chemat la împărăția Harului Său, făcându-ne copia Lui Dumnezeu, dându-ne licență să facem o slujbă unică de al Lui Dumnezeu. Preotul este omul care stă între Dumnezeu și oameni. Omul care merge la Dumnezeu să spună problemele oamenilor și omul care vorbește oamenilor din partea lui Dumnezeu. El este pus la mijloc. De aceea contează foarte multe lucruri din viața noastră. Pentru că foarte mulți oameni își închipuie că sunt doar copiii lui Dumnezeu. Atât, sunt copilul Domnului. Chiar câteodată ei trăiesc duminica ca copii al lui Dumnezeu, iar restul săptămânii zici că sunt orfani. De ce? Pentru că n-au absolut nicio problemă. Nu uitați, suntem copii ca să ne facem slujba de preoți. Și, stimații mei, slujba aceasta cere să ne prezentăm înaintea Domnului ca și copiii ai săi și cere să ne prezentăm în fața oamenilor într-o ținută vrednică, morală, spirituală, să le vorbim din partea lui Dumnezeu cu credibilitate. Dumnezeu să ne ajute! Stimate surori, trebuie să mai spun ceva. Niciodată nu o să vedeți la evrei vreo preoteasă. Niciodată. Putea să fie maxim nevastă de preot. Atât tot. Dar niciodată nu era adusă în poziția asta. Prin mântuirea adusă prin Isus Hristos, prin răscumpărare, s-a plătit același preț. Și pentru femei, și pentru bărbați. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat să fim o preoție împărătească, le-a adus și pe surori la aceeași slujbă, de aceea sunt ascultate când se roagă numele Domnului Isus, slăviță fie Domnul. Să nu vă bateți joc de poziția aceasta. Pentru că în foarte multe comunități evanghelice, cu toate că li se dă dreptul acesta, nu trăiesc la nivelul acesta. Nu trăiesc la locul la care le-a așezat Dumnezeu, atât pe surori cât și pe frați. Și contează foarte mult să știi că pe lângă copila lui Dumnezeu, Dumnezeu te-a chemat să faci o slujbă, să fii preot al lui Dumnezeu. Doamne ajută! Totodată în psalmul acesta vorbește de un delemnul acesta de mare preț, care are o curgere și anume, întâi curge pe cap, a cui, apoi curge pe barbă și apoi curge pe marginea veșmintelor. Oriunde ajunge un delemnul schimbă. De obicei în comunitățile noastre vrem ca un delemn să curgă invers, adică să curgă pe haine schimbându-ne hainele și munșim o grămadă să schimbăm hainele, munșim o grămadă, dar nu se schimbă mentalitatea. Și pentru că nu se schimbă mentalitatea, odată ce o plecat de la Mansu, la Madrid, Rămâne cu aceeași treabă. De ce? Pentru că un delemn nu trebuie să schimbi prima dată mentalitatea, vorbirea și apoi hainele, slăviți să domnul. Că curge! Nu urcă, curge! Câte vreme înțelegem ideea aceasta, vom lucra să schimbăm mentalitatea, să explicăm logica anumite lucruri și odată ce explici logic, oamenii vor spune, domnule, am înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Care sunt transformările pe care le face un delemnul Duhul Sfânt? Al lui Dumnezeu? În primul rând spune Scriptura unde lemnul curge pe cap și odată ce unde lemnul curge pe cap, stimații mei, primul lucru este că schimbă mentalitatea, schimbă mintea. Atunci când Duhul Sfânt ne cercetează și prin credință devenim copii al lui Dumnezeu și putem accesa slujba de preoți, Dumnezeu ne înnoiește sau ne învie sau ne naște din nou în Duhul nostru. Duhul nostru este născut din nou. Duhul nostru este înviat, dar mintea noastră este veche. Mintea noastră este cu vechile apucături. Și mintea nu ne-o schimbă Dumnezeu. Și mintea nu ne-o schimbă oamenii, ci trebuie să ne-o schimbăm noi. De aceea spune Sfânta Scriptură în Roman, capitolul 12, cu versetul 2. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Există o voia a lui Dumnezeu generală. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să vină la mântuire. Voia lui Dumnezeu este să fim mulțumitori. Voia aceasta e generală, dar există o voia a lui Dumnezeu particulară, în care vrei să-ți vorbească și Dumnezeu îți vorbește dacă trebuie să te muți din Italia în România, dacă trebuie să deschizi o afacere, dacă trebuie să te căsătorești anul ăsta, cum mai rămas o lună și ceva, sau la anul, Dumnezeu are o voie pentru tine și vrea să se descopere. Dumnezeu n-a muțit odată cu încheierea canonului Noului Testament, respectiv cu cartea Apocalipsei. Dumnezeu continuă să vorbească, slăvit să fie Domnul receptorul care îi dat de Dumnezeu să putem pricepe voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, nu zdești de la picioare, nici urechile, ci mintea. Cu ea pricepem, ea e receptorul. Și dacă mintea nu e înnoită, dacă mintea e veche, receptorul e stricat. Dacă mintea e afectată de păcat, receptorul e defect. Și poate vorbi Dumnezeu și noi nu-L auzim. Și de fapt Dumnezeu vorbește. Când te scol dimineața, te așteaptă Dumnezeu la capătul patului și îți spune, astăzi voi fi cu tine, te voi păzi, te voi ocroti. A făcut diavolul planuri, dar tu ești copilul meu. Niciun fir de păr din capul tău nu se mișcă fără aprobarea mea. Eu sunt cu tine și îți voi da viruință. Și noi ne ducem, ne spălăm pe dinți și spunem, azi o să fie o zi grea. Nu știu dacă Dumnezeu o să mă păzească. Nu știu. De ce? Dumnezeu a vorbit unui sort pentru că nu auzim vocea lui Dumnezeu. Nu știm voia lui. De aceea avem o grămadă de întrebări și de îngrijorări. Pentru că receptorul nostru nu prinde voia lui Dumnezeu. Și are nevoie de o reparație. De ce vorbesc lucrul acesta, stimații mei? Pentru că atunci când Dumnezeu l-a creat pe primul om, pe Adam, l-a așezat în grădina Edenului și a dat o poruncă simplă, să aibă stăpânire peste tot pământul. Stăpânirea aceasta lui Adam se baza pe capacitatea sa neurală, cerebrală. Nu uitați că într-o singură zi Adam a pus numele la toate speciile de viețuitoare. Și atenție, nu erau puțini. La momentul actual, dacă ni se cere doar să citim dintr-o enciclopedie numele la speciile de viețuitoare, ne doare gura și capul până seara. Pe atunci nu erau specii pe cale de dispariție sau dispărute. Și Adam le-a dat numele la toate. Nu numai atât, pentru Adam somnul nu e ceea ce este pentru noi. Scriptura ne spune că Dumnezeu a văzut că omul este singur, a făcut să vină un somn adânc peste om, a luat una din coastele sale, a făcut o femeie, a adus-o la om și în mod normal omul trebuia să spună, Doamne, Dumnezeu unde ai scos minunatia asta? Eu am pus nume la tot! N-a fost nimic ca să nu pun nume. Tu ne-ai adus ființa asta superbă. Dar Adam spune, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi Isha pentru că a fost luată din Iș. Pentru el somnul n-a fost decât o anestezie. A trecut dincolo de starea de somnolență pe care o avem noi de necunoștință. Pentru că în vremea aceea mintea lui trecea dincolo. I s-a dat stăpânire peste toate vețuitoarele pământului la momentul acela. Și nu poți stăpâni un popor dacă nu-i cunoști limba. Dacă pe mine m-ar pune șeful, este italien, cât de cât mai pricep așa, eu le-aș spune să treacă la muncă, să mai muncească și ei spun șeful ne dat o pauză. Și uite, numai bine ne înțelegem. De ce? Pentru că ei stau și eu răcnesc la ei să muncească mai mult și țip la ei să răcnească mai mult. De ce? Pentru că nu avem un punct comun de discuție și anume limbajul. Știți că toate viețuitoarele au limbajul lor? Știți că elefanții când își dau țipitele alea prelungi în savană, își dau un punct de întâlnire și se întâlnesc la fix? Știți că albinile au un limbaj al lor și când găsesc un câmp de polen vin și transmit coordonatele de zbor suratelor lor și ele se duc spre câmpul respectiv? Știți că toate viețuitoarele au un limbaj al lor? În războiul din golf s-au folosit foci special dresate ca să lipească mine magnetice pe submarine nucleare care nu lasă urmă pe radar. Știți că există delfini care se folosesc în armată? Știți că la momentul actual se cheltuiesc zeci de milioane de dolari ca să discernem limbajul de fiinilor, pentru că sunt cele mai inteligente mamifere marine și salva mare, au nevoie de ajutor la mare, știți de lucrul acesta? Pentru că toate vețuitoarele au limbajul lor. Iubiții mei, de ce vă spun lucrurile acestea? pentru că se cheltuiesc cu o grămadă de bani ca prin undele medii, joase sau înalte, să discernem prin aparatură limbajul tuturor vețuitoarelor. La început, Adam, cu materia cerebrală integră, neafectată de păcat, deosebea toate aceste lucruri. De aceea nu găsim o surpriză că la un moment dat să presupunem că ești într-o grădină cu nevastăta și la un moment dat un șarpe să apucă să vorbească cu nevastăta ce-ar face nevasta ta? Ar răspunde înapoi sau îți în amândoi recorduri la pisuta de metri tiulind din zonă? Un șarpi vorbește, nu-i așa? Și țipite s-ar auzi acolo. De ce în Biblie nu aflăm nicio surpriză de genul ăsta? Pentru că era o normalitate a timpului respectiv. Adam avea percepția să poată, poată discerne limbajul șerpilor și a tuturor viețuitoarelor pe care le conducea. De aia și răspuns, căderea în păcat nu e o cădere a negru, nu e un semnal morse acolo. Vedeți că șarpele spune, oare a zis Dumnezeu? Oare? A fost un limbaj mult mai elevat, mai complex și limbajul acela a făcut ca primul om să ia din pomul interzis și virusul acela al păcatului nu e afectat prima dată la picioare. Nu e afectat mâna, ci a afectat mintea, centrul coordonării și receptorul. Iubiții mei, nu-i păcat acum că nu știm ce vorbesc șoarecii și când au următoarea invaz următoare invazie. Nu, e o problemă că nu știm ce vorbesc animalele și pești. Nu e o problemă că nu știm ce vorbesc albinele și gâzile. Nu e o problemă. În recoarea zilei, Omul se întâlnea și vorbea cu? Când virusul păcatului a afectat omul, i-a distrus receptorul. Și de o bucată bună, Dumnezeu vorbește, are planuri bune cu noi și noi trăim în îngrijorare și nu știm ce vorbește Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune, când vine un delemnul meu, vine să repare receptorul ca să-l poți auzi pe Dumnezeu. Doamne ajută! Vedeți dumneavoastră pe aici, prin sala asta pe unde suntem noi, Trec undele la radio, la televiziune, la salvare, la tot felul de, de organizații care pot comunica între ei. Noi nu le prindem. Ele trec pe aici, nu avem nicio treabă cu ele. Dar dacă ai un receptor, de exemplu, de radio și receptorul ăla nu e defect, poți lua undele radio și le convertești în unde audibile, în vorbe audibile. Și auzi un buletin de știri. De ce? Pentru că ai receptor și receptorul e reparat. Dumnezeu continuă să vorbească, să aibă pentru fiecare dintre noi o voie bună, plăcută și... Dar ai nevoie de cineva cu receptor bun care să o preia și să o spună. Și Dumnezeu n-a programat numai prorocii, văzătorii pentru asta. Te-a programat pe tine și pe mine care avem minte. Dumnezeu să ne ajute să putem discerne vocea lui Dumnezeu. De aceea aparatul și receptorul nostru trebuie reparat. De aceea trebuie să stăm în fața Evangheliei și a Cuvântului Domnului. Și cum se repară receptorul acesta ca să auzim vocea lui Dumnezeu? Simplu, Cuvântul Domnului are putere. Cuvântul care se predică ori de câte ori ne adunăm, nu-i numai informație, ci fiecare cuvânt pe lângă informație ne dă și puterea de a face sau nu a face lucrul respectiv. De aceea Sfânta Scriptură când spune cine fura să nu mai fure, nu numai te informează că e păcat furtul, ci și dă putere să nu mai furi. De aceea îngerul spunea că orice cuvânt al lui Dumnezeu nu el este lipsit de, el vine la set. Când te expui cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta nu numai că îți dă date, ci îți dă și puterea de a repara receptorul tău, și vrei, nu vrei, încetul cu încetul, dacă te expui Evangheliei, Evanghelia începe să repare mintea ta, receptorul care îl poate auzi pe Dumnezeu. Ori de câte ori te expui cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul îți dă putere. De aceea David spunea, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta și nu îi spune, bă, dar tu n-ai ambiție, băi David, nu mă ajută ambiția. Nu, doar cuvântul lui Dumnezeu, strâns în mine, îmi dă capacitatea și puterea de a nu păcătui. Restul cu ambiția rezistă o bucată și după aceea când am dat-o de pământ, iară supărat că am greșit. Doar cuvântul lui Dumnezeu. De aceea în Noul Testament găsiți cuvinte cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, ca să poți trăi o viață corespunzătoare. Și cuvântul acesta în tine începe să repare receptorul, începe să așeze lucrurile. Să vă dau doar un simplu exemplu. Am întâlnit mulți oameni care au participat la slujbe, neștiind că aici este prezentă autoritatea lui Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei. Spunea un frate din zona noastră că avea un vecin care fuma foarte mult. Și fiind vecini buni, se împrumutau, se ajutau Într-o zi eu spus la vecinul lui, măi vecine, vină și tu la noi la adunare, acolo e un păstor, tu știi de asta. Vină și tu să stai la adunare, să mă bucur și eu că vecinul meu a venit. Vecinul îi spune, măi vecine, tu știi că eu și eu m-am gândit la treaba asta. Că am auzit, am mai văzut în mormântări pe acolo, mă pot spune și zona și cine mi-a spus, dar nu asta este important. Dar tu știi că eu fumez din jumate în jumate de oră, tot trebuie să aprind câte o țigară, aproape aprind una de la cealaltă, mai ales când sunt stresat, când aprind o țigară. Și mi-a zis că nu te fac pe tine de râs acolo. Și păstorul îi spune, uite care e eu o să vorbesc cu oamenii noștri de ordine, într-o biserică mare, o să-ți dau un scaun lângă ușa așa, și tu intri, asiști cât poți și când îți vine dorul de țigară, te duci afară, dar nu în curte, în drum, că ăștia dacă fumezi în curte îți spun pocăiți să o de fumat. Ieși în drum, îți fumești țigara respectivă, după care intri înapoi. Mai stai jumătate de ceas când îți vine dorul iar te duci, dar cel puțin ca vecin am bucuria că ai venit ori. Deci ce de se poate așa? Da, se poate, tu te organizezi pentru tine să fie așa. Pentru că eu am înțeles că la voi câteodată sunt țin două, trei ori și mai este har și mai stați mai mult. Eu nu știu dacă trebuie să ies în continuu și tot vă deranjez de ea, -am zis, nu mă duc niciodată. Bine, Vine duminica seara, vecinul vine la biserică, îl dă pe mâna lui unui om de ordine, îl pune jos. Încep frații să cânte, încep frații să recite, încep frații să roage. Vecinul suita uita în dreapta, suita în stânga, după o jumătate de oră să uita acum păstor, băi, dar asta nu, ar trebui să iasă afară. O spun la om de ordine, fie te încâneze. Dar de unde, vecinul captivat la tot, Să uita în dreapta, suita în stânga, suita uita cum cântă corul, suita cum, pre... Uita cum predică ăștia. O fost și hara în seara aceea. Când la urmă se duce păstorul la el și spune, vecinul, dar ai spus că din jumate în jumătate de oră tu e... Tu știi ce mă enervați? Eu am uitat să fumez. Stimații mei, când te prezinți în fața Domnului un lemnul de mare preț poți să schimbi mentalitatea și lucruri de care crezi că nu poți scăpa, îți arată acolo că există putere, slăvit să fie Domnul. Cât să n-am văzut scăpați așa? Pentru că s-au expus cuvântului, n-au făcut nimic special, nu i-a uns nimeni cu un de Nu i-a venit nimeni să le spune ceva, ci s-au expus cuvântului lui Dumnezeu și cuvântul a început să schimbe viața lor. Am întâlnit oameni care au fost chemați la evangelizare și li s-au spus undeva într-o capitală europeană, de exemplu, să vă dau un, un exemplu, din într-o capitală, băi, vin odată la noi că te cunosc din, din la școală, dar nu știa cu ce se ocupă ăsta acum, că înainte era la școală. Dacă acum nu știa că se ocupă cu transferul bunurilor altora în buzunarul lui. Adică lua din buzunarul unuia și aducea bani în buzunarul lui. Nu știa că fură. Și eu spun, băi, vin odată la noi, băi, nu am timp, eu am un serviciu foarte aglomerat, mai ales când e sărbătoare și autobuzul sunt acolo e biroul meu. Acolo trebuie să transfer eu informații și date și o grămadă de lucru, nu pot. Într-o zi, pe când era o joi seara, pe când uh, uh, autobuzul, metro era tot gol, pustiu, deci n-avea treabă la birou. Îl anunță peste, pe ăsta, băi, m-am chemat odată la evanghelizare, tu știi cum mă simt așa cum că voi mă chema de atât și n-am putut. Aș putea să vin, aveți iar asta? Da, avem. Aș putea să vin. Băi, dar nu mai avem invitați, nu mai, nici nu știu ăștia care cântă dacă vin, dar în dacă vrei să vii, vină. Oi vin, ca să nu zici că nu vin, că-s băiat rău, uite, vin data asta. Au venit să o așeză și pentru ultime, așa? Și la un moment dat iese cineva de acolo și începe să vorbească. Cine-i să nu mai Fure și începe a vorbi ce înseamnă furt în ochii lui Dumnezeu, ce înseamnă să iei din avutul altuia, ce înseamnă asta să uita împrejur, băi, dar nu are cum să mă cunoască careva. Nici ăsta care m-a chemat nu știi cu ce mă ocup eu și așa mai departe. Dar în fine, eu știu ce vrea Moșul ăsta care vorbește, în fine, cred că mai au de pe aici. Stătea liniștit cu gândul că mai fi cineva pe acolo și la ăia îi vorbește. Și în fine, se ocupă ăsta și predică din Scriptură fratele nostru tot ce trebuie. se termină adunarea, după care bă, ăsta merge la la care l-a chemat și a uite, vezi, am venit, nu? Da, măi, mulțumesc tare mult dacă vreodată, băi, dacă am mai fi vreodată, cu tare, dau. să nu spui că mi-era și mie rușine de tine. Și-o plecat ăsta. Când o plecat, nu a trecut mult și era momentul când ieșeau ăștia la schimbul 2. Autobuzul e plin, tot frumos. La un moment dat o doamnă stătea cu, cu o așa pusă, neglijent în spate și ăștia cam știu dacă este ceva transferat sau nu. Cunosc treaba asta. Mi-aduc aminte că am fost odată cu un cor de la Volovăț, am fost în partea de sud a țării, pe la Vaslui, pe la Bărlad, am fost și pe vremea aia am plecat cu un autocar. Și am zis, noi toți aveau caiete de cântări biblic, aveau ei, și pe timp poza după Revoluție, unul avea un aparat de fotografiat, ca să facem și noi câte o poză, să ne aducem aminte că am ieșit. Și toți am oprit la un magazin și am luat niște pungi de alea de un leu, toate la fel. Unul băgat Biblia acolo, unul o băga căietul de cântări, fiecare ce-o avut. Și unul plas, aparatul e fotografiat, unul singur. Și l-am băgat jos acolo, cum erau bloanele alea, le-am băgat toate jos acolo și erau o mare de pungi, la fel, care aveau conținuturi și la un moment dat, pe când noi am oprit undeva, s-au ridicat obloanele alea ca unul să-și ia de acolo pungă, să uite el. Trecea unul de acolo și toscana autocarul nostru așa. După cum l-am văzut, noi era ca la așa, să uita. ne am dat seama că ăsta se, se ocupă cu transferatul valorilor. Și toți am început, băi, să deie Dumnezeu să iei o Biblie, să iasă un evanghelist din trânsul. Alții spune, băi, să iei caietul de cântări, să iasă un cântăresc din el. Și într-adevăr, soare pe zi la grămada noastră mare de de pungi de acolo și a luat o pungă. Era aia cu aparatul de fotografiat. Pentru că ăștia știu ce au de făcut. Știu ce au de făcut. Nu vă mai spun cum am plecat și l-am evangelizat. Nu mai discutăm aspectul ăsta că am discutat cu el și am adus aparatul înapoi să mai putem face și poză și să discutăm cu el ce trebuia de făcut pentru mântuirea lui. Însă, stimați mei, ăștia știu ce a de făcut. Acum tipul nostru era în autobuz, o văzut că ține și o văzut care. O întins mâna spre geanta dumneai ei, și dintr-o dată apare ceva ce n-am mai avut niciodată. Cine fura, să nu mai fure. Păi, dar chestia asta eu n-am avut-o. Ăștia mi-au pus un soft ceva. Eu n-am fost atent și este un programel în capul meu și efectiv mă blochează la jumătate de drum, eu rămân așa cu investiția, ca să înapoi, s-o mai dat el pe lângă doamna aia, pe lângă ce? Dintr-o dată iară, cine fura să nu mai furi. Nu mai putut. și o dat jos, eu dau telefonul ăsta. Băi, și-ați făcut cu mine. Eu n-am fost atent, băi. Moșlică la care a vorbit la voi, ci tot vorbea acolo, fără, fără să-mi dau seama, mi-a pus un soft. Eu acum tot întind mâna și ceva dinăuntru meu îmi spune că nu mai am voie să fur. Tu îți dai seama că eu mor de foame? Tu îți dai seama că eu de acum... Și ăsta îți spune, măi, stai liniștit că Domnul Iisus Hristos poartă de grijă. s a pocăit omul, slăvit să fie Domnul. Dar s-a pus soft acolo. Bun, ăsta care s-a pocăit, vine acum la adunare și explică, frații mei, facem o adunare generală să vedem cât avem voie de furat. Ăsta se ridică și spune, oameni buni, în dreptul meu, a minții mele, acolo nu mai este voie de nimic. Eu știu ce înseamnă furat. Eu știu ce înseamnă să iei. Eu știu ce înseamnă să păgubești. Nu avem voie să furăm nimic, ci să muncim cu mâinile noastre, cum am făcut și eu după aceea, și să dăm la cei ce n-au slăvit să fie Domnul. Are nevoie ăsta de descoperire? Nu. Eu știu. Când are voie să fumeze. Așa ești cu minciuna, așa ești cu disprețul, așa ești cu alte lucruri, în care Duhul Sfânt vine și repară receptorul. Și dintr-o dată, și mai ales însoțită de rugăciuni, și de stăruință rugăciune, încep să ai informații care nu sunt de la tine. Dintr-o dată, pornești ziua așa și vine o informație. Astăzi ai să te întâlnești cu un cheșu Vasile. Bă, dar un cheșu Vasile și nu știi unde, nici m-am auzit cu el, cum să mă întâlnesc eu cu el? În ziua aia te întâlnești cu un cheșul Vasile. E informații informație la care tu nu te-ai gândit, nu știi, dar cineva ți-o servește din interior. Pentru că mintea ta reparată, deja aud o voce, îi se dau semnale, încep să pricepi. De ce? Pentru că ăsta e planul lui Dumnezeu, cu mintea reparată să auzi vocea Domnului. Doamne ajută! Profeții, lucrătorii, păstorii, sunt biserică pentru anii din început? Când eu vin la pocăință cu mintea nereparată, mă ia prorocul și mă duce 2 metri mai încolo. Mă lasă prorocul, mă ia păstorul și mă duce 2 metri mai încolo. Mă lasă păstorul, mă ia văzătorul și mă duce mai încolo. Dar asta e perioada din început. Când eu am mers la școală, n-am făcut grădiniță. M-a dus mama luni la școală. Marți m-a dus mama la școală. Până vineri m-a dus mama la școală. Vineri după masă m au întrebat colegii, mâni tot cum mama vii, m-a cum adică tot cu mama? M-am dus vineri după masă acasă și am zis, mama, mâine e sâmbătă mă duc, mă duc la școală, că se făcea și sâmbătă școală, mâine mă duc singur la școală. Măi băiete, dar tu ai să găsești școală? Dar cum să o găsești? Dar unde am fost până acum? Găsești școală. Am plecat sâmbătă dimineața, am rătăcit pe sub poduri, am căutat pe drumul greșit, dar până la urmă am ajuns târziu, dar am ajuns la școală. iubiți mei, câtă vreme ești copil spiritual, darurile spirituale sunt date pentru asta, până crești tu să călăuzești pe altul. Până crești tu. Dar ce ai zice tu să fiu la facultate și să vină mama cu mine de mână, vezi băiatul mamei, aici e facultatea, intră înăuntru și când termin, te așteaptă mama să te ducă acasă. Și părere vezi el. Oribiții mei, vreau să vă spun foarte clar, căutați să reparați. Obosim niște lucrători, văd lucrători foarte buni. Și după, după 30 de ani de pocăință, când ar trebui să fim la facultate, le dăm telefon. Ei nu știu, dar ei nici nu spun, stă băiatul în, în, în parc în, în Londra și se gândește să căsătorească cu fata asta sau să nu se căsătorească. Lui e drag de dânsa, dar ea să-l sună el pe fratele, nu știu care, e ora 1 dimineața în Londra, el sună în România, e ora 3 dimineața, îl sună pe fratele meu, frate, vă mă rog, fă pentru mine, că eu trebuie să mă căsătoresc. Și-a zis, trebuie... băi, băieti, tu știi și ora e la noi aici? mă la ora 3 dimineața să mă rog pentru tine, dar tu nu te poți ruga acolo. O mei, de foarte multe ori îi obosim pe oamenii ăștia. Avem câțiva oameni buni și sunt toată pe ei. Și la miez din noapte și sunt alții care se duc și nu ies fără descoperire de acolo. Băi, dar tu nu poți să auzi vocea Domnului? Tu nu poți să te cureți? Tu nu poți să ai cel puțin de început? Nu te-ai pregătit pentru asta? Ne imaginăm că va veni prigonirea, dar noi cădem dacă nu ne pune prorocul în șelul cu văzătorul în celulă, cu unul care se dispune și urmează. Dar receptorul e aici, frații mei, stimați surori. Aici vrea să vorbească Dumnezeu, pocăindu-ne și sfințindu-ne. V-am spus că există momente când vedeți că, mai ales după stăruință rugăciune, mai ales după predici, mai ales dintr-o dată simțământul tău și simțurile tale spirituale cresc, începi să, să știi anumite lucruri, începi să se -ți dea anumite lucruri. Problema este că la un moment dat nu mai vezi lucrurile alea, nu mai știi lucrurile alea. De ce? Imaginați-vă că în seara asta eu am un telefon și dau un telefon la președintele României, la domnul Ioanes, care e plecat pe undeva, dar în fine îl găsesc și pe telefonul meu faci și conexia la toate ecranele astea dumneavoastră. Și domnul președinte vă salută, vorbește cu dumneavoastră, discută și în timp ce el vă salută și vă spune ce are el dispus, eu iau un ciocan de vreo 5 kg și când îi trag una la telefonul meu, îi se duce sonorul. Pe ecranele dumneavoastră rămâne domnul președinte salutându-vă, spunând, dar -vă, vorbește ca peștele în apă, nu-l mai aude nimeni. De ce? Pentru că eu am stricat receptorul. Începe Dumnezeu să vorbească în mintea mea reparată. Că m-am lăsat de furt, m-am lăsat de minciună, m-am lăsat de dispreț, m-am lăsat că călăuzit de Duhul Sfânt și începe să-mi vorbească, să-mi dea informații pe care numai el le are. Fără să-mi prezinte, frații, dovezi, eu simt că cineva urmărește ceva, eu simt că el nu-i curat, eu simt că el are alte interese decât ceea ce trebuie. Eu știu lucrurile astea. Dar la un moment dat mă iau cu ceilalți și râd de unul din adunare, un calic, un bleguț, râd de el. Am luat ciocanul și am dat la receptor. Dintr-o dată începe a, 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 disprețui pe cineva ce nu are școală sau nu are bani. Am luat ciocanul și am dat la receptor. Dumnezeu continuă să vorbească, dar nu mai are cine la auzi. Prin diaroșară de rugăciune, frate, din nou simt ceva. Băi, continuă să-ți repari receptorul, că Dumnezeu vorbește, slăvit să fie Domnul. Continuă să te sfințești. Ăsta e un dilemă, pe cap. Ne-am învățat să fim ajutați, proptiți tot de unul și de altul. Darurile lui Dumnezeu funcționează în biserică. Și dintre toate darurile pe care le spune Dumnezeu, există daruri diverse. Și spunea, umblați după darurile cele mai bune, dar mai ales să prorociți. Pentru că nimic nu zidește biserica ca profeția. Profeția sunt informații pe care Dumnezeu ți le dă, pe care le poți avea pentru cineva sau pentru altcineva din biserică. Și profeția ți-i dată să zidească pe alții. Eu nu pot avea proroșii pentru mine. Nu pot avea. Dacă îmi dă Dumnezeu descoperire, spun pentru altul. Nu pot să mă opresc acum la predică și spun, bărbatule, deschideți gura larg, eu îți voi umplea și îți voi da har. Și ați mă întrebat, frate, că pentru cine e asta? Pentru singur, frate, m-am întărit eu singur. Nu se poate, profeția e dată spre folosul altora și alții profețesc pentru mine. Ori biserica asta ar trebui să fie. Să ți se dea descoperire, nu neapărat pentru cel ce vorbește. Nu neapărat pentru cel ce iese în față, dar ți se dă descoperire. Ai visuri din partea Domnului, ai lumină pe segmentul acela curățit. Și pe măsură ce te curăți mai mult, vei deveni un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului tău în orice lucrare bună. Doamne ajută! La asta ajută un de lemn turnat pe cap. Începi să discerni, să deosebești bine voia lui Dumnezeu. Cea bună, plăcută și de săvârșită să ne ajute Domnul. Și lucrul acesta, încă o dată, vă repet, nu-i dat doar pentru niște elite. Îi dat pentru toți credincioșii din și Domnului care sunt preoți al lui Dumnezeu. Pentru că ei sunt chemați la asta, frați și surori. După ce repar receptorul și schimb mentalitatea, unde lemnul curge în continuare pe barbă. Când curge pe barbă, începe să schimbe vorbirea persoanei respective persoana respectivă are o alt fel de vorbire. Atunci când un delemnul Duhului Sfânt a venit pe barba oamenilor lui Dumnezeu, oamenii aceia au fost niște oameni care au stăpânit ceva extraordinar. Ne spune Sfânta Scriptură că cea mai teribilă fiară este în gura noastră. Cu toate că are două rânduri de gratii, buzele și dinții, când scapă, rupe tot. Cuvântul Domnului spune în Iacov, Într-un pasaj biblic cunoscut de dumneavoastră, capitolul 3 cu versetul 7 în felul următor. Toate soiurile de fiare, de păsări, de tărătoare, de bețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, nici un om, nu poate îmblânzi. Este un rău toate fiarele pot fi îmblânzite, fiara asta nu. Câte nurori am văzut uscate pe picioare de soacrele lor, câte soacre n-am văzut uscate, nu le am împins nici măcar cu un deget, o dat drumul la fiară. Știți că și noi avem fiara la adunări generale, îi dăm drumul așa pe fraț, după care e gata, înapoi. De aceea semnul plinătății cu Duhul Sfânt nu-i că îi da pișor drept Duhului Sfânt. Nici urechea, nici ochii. Semnul că dresorul e acolo este că fiara e îmblânzită. De aceea când omul vorbește în alte limbi după cum îi dă Duhul sau dresorul, e un semn că Duhul Sfânt e acolo, slăvit să fie Domn. De aia manifestarea cinzecimei are logică privitor la, la limbă. Pentru că fiara asta nu poate îmblânzi nimeni decât dresorul Duhului Sfânt. De aceea Biblia ne cere să fim plini de Duhul Sfânt. Imaginați-vă că Mansuie vine la un moment dat un circ și un circ are un tigru. Se spune că tigrul e mai feroce ca leul. Tigrul ăla câtă o vreme e dresorul, acolo sare prin cercuri, se așează pe burtă, ridicând două labe, stă liniștit, nicio problemă. Dar vă anunță mâine dimineață că tigrul ăla de la circ a scăpat prin Mansuie pe aici și vă invită ăștia să stați la etaj. Vă pare rău că casa unde locuiți are numai etajul 1, vă pare rău, spuneați dacă era etajul 4, acolo eram. Tigrul se plimbă pe străzi, poliția închide străzile, totul și la un moment dat, pe când tigrul se plimbă pe străzi, nimeni nu pleacă la școală, la grădiniță, toți stau liniștiți la ultimul etaj, apare un om care este dresorul, îi spune tigrului să stea jos, îi pune botnița, îl leagă, îi pune să se ridice în două labii, să-i salute pe ăștia de pe care stau fricoși pe la etaj, după care îl duce înapoi la circ. De ce? A apărut dresorul. Stimați mei, totdeauna fiara e aici. Când ni s-a dat Duhul Sfânt, ni s-a dat tocmai problema aceasta. Eu am fost deranjat de foarte multe ori când am, am intrat în lumea cultă, prin diferite situații. Oameni cu școală, cu pregătire, cu facultăți, oameni care știu să vorbească, să vezi cum te șfichiuiesc ăștia cu fiara, să vezi și te lucrează ăștia cu fiara. Am spus, vă, vă las în pace că mă duc cel puțin la ciobanii mei, mă duc acolo, am câțiva ciobani, măcar ai în sfânt, pe direct dau drumul la fiară, măcar știu de unde să mă feresc. De la voi mă mâncați și nici nu-mi dau seama. Ori iubiții mei, fiara e acolo, ori Duhul Sfânt este prezent să te ajute să poți schimba atitudinea aceasta. Câtă vreme Duhul Sfânt e acolo, se poate vedea. Cum putem vedea că Duhul Sfânt, unde lemnul de mare preț, dresorul, a ajuns pe barba noastră? Spune Sfânta Scriptură, când a coborât Duhul Sfânt peste cei din casa lui Corneliu, ei au început să laude pe Dumnezeu. Până atunci lau dita până atunci lauzi mașina ta, până atunci ai grijă să știi ăștia câte facultăți ai terminat, până atunci trebuie să știi ăștia cât sunt meserii așa ai, până atunci trebuie să știi ăștia diferite lucruri despre tine. În momentul în care dresorul e acolo, uiți de toate astea și începi să-L lauzi pe Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Sunt o grămadă de oameni pe care am văzut venind din lumea interlopă, din lumea asta din afară, și spune, păi, cum, cu mătrul ăsta meu, cum natul ăsta meu, era un băiat fain, domnule. Vorbeai de Liga Campionilor, era fain. Vorbeai de aventuri, vorbeai de pescuit, de vânătoare. Apoi cu cine vorbi efectiv? Domnule, de când s-o pocăit? Începem cu Liga Campionilor și la ajunge la Isus Hristos. Dar și Isus Hristos joacă fotbal mai. Băi, în continuu ajunge la Isus Hristos cum face, cum nu face. Când începem să vorbim despre bani, Dumnezeu ia de la bani și ajunge iar la Isus Hristos. Băi, ăsta face ce face și numai la Isus Hristos ajunge. De ce? Pentru că acolo e un lemnul de mare preț, slăvit să Domnul. Când tu începi să lauzi ceva, îl lauzi pe Isus Hristos, este prezent acolo un lemnul de mare preț? Pentru că oamenii încep un anumit subiect, îl duci spre ceea ce trebuie. Frumusețea este că oamenii așteaptă un mesaj din partea noastră. Mai recitesc odată pasajul biblic pe care l-am citit în debutul mesajului meu din 1 Petru, capitolul 2, unde Sfânta Scriptură spune așa, Voi să sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat ca să fie a lui. Și dacă era punct aici, fain era, E punct. un popor. Suntem o preoție alea împărătească, neam sfânt. Un popor pe care Dumnezeu și-l-a câștigat să fie a lui. Ca să vestiți puterele minunate ale celui ce va chemat din întuneric la lumina sa? Frații mei, politica are și ni vorbi. Și știu ce vorbesc ea. Disport are și ni vorbi. Și ea știu ce vorbesc, știu să facă pronosticuri. Pe noi Dumnezeu ne-a mântuit nu să facem concurență la copii și lumii. Nu să facem concurență la politicienii lumii. Pe noi Dumnezeu ne-a mântuit ca să vestim puterile minunate a celui ce salvează și astăzi. Slăviți să fie Domnul. Aud oamenii de la noi așa ceva? Sau dintr-o dată? Păi ce dotată e asta? E o enciclopedie pe două picioare. Domnul. Indiferent ce vorbești, ăsta e capacitatea. Bun, l-am uimit. Dar niciodată oamenii nu sunt mântuiți prin ceea ce uimim noi. Eu am întâlnit oameni care recită poezia al lui Mihai Eminescu nou, Luceafură din 98 de strofe sau 97, pide rostul. Dar n-am întâlnit un om mântuit de Luceafură de Mea Eminescu. Am întâlnit în schimb mii mântuiți de cuvântul Evangheliei. Ce alegem să vorbim? Pentru că cuvântul nostru schimbă. Cuvântul pe care ne-l-a dat Dumnezeu poate aduce mântuire. Și s-ar putea să te întâlnești o singură dată cu persoana respectivă. În avion sau în altă parte. Să-i vorbești de Evanghelie, de cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, iubiții mei, atunci când un de lemnul de mare preț se oprește pe barba ta, în momentul acela, tu începi să lauzi pe Domnul, tu începi să înalți numele Domnului și indiferent ce îți spun oameni, voi și costum ai slăvit să fie Domnul pentru el, băi ce mașina este un hârb mântuirei prin Iisus Hristos Domnul nostru, băi dar ce casă deosebită ai, numai Dumnezeu binecuvintează, totdeauna te duci spre Domnul și îi dai lui slava te pregătești pentru așa ceva? pentru că atunci un lemnul este pe barba ta Duci orice mesaj spre Isus Hristos, că pe El ești chemat să-L înalți. De aia ai un statut special, să înalți numele Domnului și să-i glorifici numele Lui. Un alt lucru pe care îl găsiți în Biblie, când Duhul Sfânt atinge bărbia cuiva, omul acela începe să intre într-o dimensiune nouă. Există o lume spirituală, o lume a diavolului, a demonilor, a îngerilor și a lui Dumnezeu. Când un om este salvat prin Isus Hristos, îi se dă un sistem de comunicație să vorbească doar cu Dumnezeu. Și spune Scriptura, vorbirea în alte limbi este o vorbire prin care omul muritor agasat, trancasat de diavol în fiecare zi, are ocazia să-i vorbească Dumnezeului său și spune taine prin Duhul, prin un de de mare preț. Lucrul acesta este un lucru benefic pentru fiecare credincios. De aceea diavolul are o ură atât de mare împotriva vorbirii în alte limbi. Păi un băiat de 18 ani, ce experiență are asta? Să se poată lupta cu diavolul care o văzut miliarde. L-a văzut pe Solomon și l-a terminat. L-a văzut pe David, om după inima lui Dumnezeu și l-a terminat. L-a văzut pe Samson, cel mai puternic om și l-a terminat și pe asta. Și la un moment dat, copiii, tinerii vin și spun, băi, nu sunt observați, suntem peste 8 miliarde de oameni. Cine bagă în seamă ce spun eu? Că mă nervesc, că trântesc ușa și să chederul și clanța. Să mă bagă cineva în seamă? Ia o tărăște, într-o zi spostește. Într-o zi o tărăște. Aceiași colegi din prejurul tău vin la tine cu sandvișul, vin cu sâmburi, vin cu bomboane, vin cu gumi, vin dintr-o... Păi, și ieri am fost aici. Cum din ați apărut? pentru că împărăția întunericului își dă seama că postul și rugăciunea este o armă care începe să-i dărâme autoritatea din viața ta. Și atunci vezi că apar binevoitorii să te oprească din postul respectiv. Tu care ziceai că ești neobservabil printre cei 8 miliarde. Nu, ești observabil, cineva e atent. Oricând o ființă, la un moment dat e atacată de diavolul și gândește, n-am valoare, omul ăsta intră în odăița lui, și spune Scriptura, iar tu când te rogi, intră în odăița ta, în cuie ușa în urma ta și acolo roagă-te tatălui tău în ascuns. Stimați-mă, simplu. Când intri în odăiță, după tine nu mai vine mama, tata, soția, copiii, directorul, șeful, că în ai încuiat ușa, nu pot intra dincolo din col de ușă. Dar acolo a mai intrat cineva pentru care tu trebuie să te rogi în ascuns. Că dacă te rogi în italiană sau română, el știe să interpreteze. Nu că rugăciunea ta n-ajunge la Dumnezeu, dar închipuiți că, Doamne, am nevoie de o binecuvântare, am nevoie să fiu ajutat, trec printr-o situație mai dificilă și aș avea nevoie de harul tău să mă însoțească. Cumva, Doamne, dăruiește-mi ce am nevoie și Dumnezeu te ascultă. Dar pentru că cineva a intrat în locul ăla, te-ai dus numai până la farmacie să iei un medicament pentru copilul tău și când ai venit aici găsit o amendă în geam. Nici nu știi cum a apărut el acolo să-ți dea amendă pentru parcare. Și tu spui, Doamne, dar m-am rugat pentru binecuvântare și uite ce mi-a venit. Pentru că cineva ți-a interceptat rugăciunea. Tu vei fi binecuvântat. De asta o stată în cămăruț cu tine și imediat o vrut să-ți erodeze puterea rugăciunii tale. În momentul când tu îți dai seama de lucrul ăsta și ai la dispoziție, te rogi în ascuns statului tău sau în secret sau în termen militar codificat. Și singurul mod în care te poți ruga ca cel de lângă tine care stăpânește miliarde și nu te poate stăpâni pe tine și nu înțelege nimic să crape de ciudă, este o expresie românească pe care o folosesc cu toată pasiunea aici, să fie supărat pe tine că tu un tânăr de 18 ani vorbești direct cu Dumnezeu, nu acolo anghelul meu a nu cângelul Gavril, și direct cu Dumnezeu și îi spui taine despre viața ta. Și interesant, tot prin vorbirea în alte limbi, te zidești pe tine însuți, slăvit să fie Domnul. Pe cum să n-ai pe ciudă pe sistemul ăsta? Cum să n-ai ciudă când tu vorbești în alte limbi? Și m-aș fi așteptat când Pavel a intrat în biserica din Corint, a găsit o, 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 dezordine în ceea ce privește profeția și vorbirea în alte limbi. Și dacă eu eram în locul lui Pavel, spune băi, Ați vorbit destul în alte limbi și ați profețit până acum. Mai lăsați o pauză de vreo 5 ani, măcar, să ne liniștim. Nu, nu. Pavel vine și spune, puteți să prorociți toți, dar pe rând. Și privitor la vorbirea în alte limbi, să vă spun un secret. Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi, toți. Cum de, Pavel, de ce nu oprești? Pentru că este un lucru benefic pentru fiecare dintre noi. De aceea, frații mei, știu că unii v-ați dat picioarele Duhului Sfânt. Știu că alții v-ați dat mâinile, alții v-ați dat ochii, alții v-ați dat urechile, dar semnul că te-ai dat în totalitate Duhului Sfânt este că dresorul ți-a luat limba și vorbește după cum vrea el. Lăudați să fie Domnul! La noi în localitate, probabil știți lucrul acesta, o fată din sat s-a dus în Grecia să lucreze și ajungând în Grecia s-a întâlnit cu un egiptean, Hasan îi spune, s au plăcut amândoi, s-o căsătorit amândoi, au doi copii și la un moment dat când a venit criza în Grecia, Hasan, egipteanul, i-a spus la fata aceasta, măi, eu te-aș duce în Egipt la noi, dar odată ce te duc în Egipt, o țară musulmană, părinții mei, rudele mele au datoria de onoare să o moare creștine. Să o Ca atare mai devreme sau mai târziu vei fi omorâtă de mine prin ei. Ca atare aleg să nu mă mai întorc la neamurile mele, ci din dragoste pentru tine și pentru copilașii pe care avem, Mergem în din Dumbrăveni și a venit Hasan în Dumbrăveni, la un moment dat mă întâlnesc cu el, că vine la adunare, El cheamă cineva, i-a dat un nou testament în arabă, ăsta a început a citit nou testament pe lângă Coranul pe care îl știa aproape de rostul, a început a citi nou testament și vrea să vorbească cu cineva, să pună întrebări, că el de Allah știa. Dar de Dumnezeu care e prezent în cer, moare pe și apoi umple pe ăștia cu Duhul Sfânt, nu înțelegea cum poate fi un Dumnezeu prezent în trei locuri, să lucreze într-un mod de... și încerca. De el, eu arabă nu știam, eu românește nu știa. Știa puțin grecește și la care ne traducea, nu putem să-i explicăm lucrul ăsta. Plecam de la întâlniri cu el, care venea regulat la adunare acum, îi plăcea la adunare, plecam de la întâlniri fără să ajungem la un punct comun. El punea niște întrebări foarte grele teologice să-i răspunzi în românește. Dar mai ales să ai barajul acesta lingvistic la care nu poți ajunge la el. Și l-am lăsat pe Hasan în mâna Domnului. Într-un moment când noi îl luam pe fratele Marius, care a fost la dumneavoastră, să-l punem în slujbă după ce dumneavoastră l-ați autorizat în sânul comunității noastre, să ridică Hasan în mijlocul adunării noastre și să spune, eu văzut, eu crezut, eu botezul. Frații s-au panicat imediat, au zis, măi, trimitem cineva să vedem ce văzut asta și crezut asta. Că asta poate vedea multe. Hai să vedem ce s-a întâmplat. L-a trimis pe el la cu greaca, cât știe el, și l o întrebat pe Hasan. Și Hasan spune, de trei ori, marța seara, când la noi nu mă rugășune, nu mă rugășune, Duhul Sfânt mi-a vorbit prin trei frați din adunare diferiți, în limba mea egipteană în care m-am născut. Și mi-a vorbit așa, te iubesc, vino la mine. Frații și-au adus în minte că după ce se termina rugăciunea marța seara să se oprim dreptul unui frate și Hasan îl întreba și spus tu la mine, și spus tu la mine, dar speriat că cine știe egipteana la Dumrăveni. Speriat. Și ăsta frate spune, băi, nu ți-a spus nimic, băi, nu ți-a spus nimic, las mă în pace. El credea că se ia de el. Dar de vreo trei ori Hasan îl întreba, și spusul la mine. Că de trei ori, prin vorbirea în alt rim, Duhul Sfânt i-a spus, eu te iubesc, vino la mine. Și spunea el după astea trei ori într-o noapte am văzut o ființă îmbrăcată în alb, cu gaură în mână, care mi-a spus în continuare, eu te iubesc, vino la mine, căci vreau să cinez cu tine. Și spunea el, mi-am dat seama că este Hristos. Am vrut să mă ridic, dar aveam o povară foarte mare în spate. Și a venit omul cu mâna gaurită, mi-a luat povara. Eu văzut, eu crezut și eu vreau botezul. Hasan îi boteza, noi l-am numit Marcu, și m-am întâlnit și duminica trecută cu el. Când te strângi în brață, te strângi. Zici, te-ai întâlnit cu ursul, el te iubește. Efectiv, te iubește. Trăiește pocăința și iubirea. Aș vrea să vă pun întrebarea logică. Cum ajungeam eu la inima lui Hasan? Aș fi vrut să-i vestesc că Isus este Domnul. Cum ajungeam eu? Dar a ajuns Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Și asta e un lucru care nu vi spun că s-a întâmplat la Timișoara, mergeți să verificați. Veniți la Dumnezeu și îl găsiți pe Hasan însă nu comunității noastre, care vine să vă mai spună o dată. Când un de lemnul de mare preț îți atinge barba, dresorul e acolo și folosește vorbirea ta pentru zidire, sfătuire și mângâiere, slăvit să fie Domnul. M-aș opri aici cu mesajul. Pentru că e frumos să vorbești că Duhul Sfânt schimbă mentalitatea și când oamenii devin mai buni, nu pentru că e presat, nu pentru că există reguli în biserică, pentru că ei sunt convinși că trebuie să trăiască noi. Apoi vine pe barbă și oamenii vorbesc frumos, dar pentru că suntem preoți, unde lemnul curge și pe marginea veșmintelor. De ce? Pentru că preotul totdeauna trebuia să fie îmbrăcat. Apropo, există foarte mulți frați care dau definiția goliciunii după ei. Că goliciune e asta, că goliciune e și alaltă, frații mei. Goliciuni e ceea ce spune Dumnezeu că este goliciune. Nu ceea ce spunem noi că e goliciune. Acoperitoare e ceea ce spune Dumnezeu că e acoperitoare. Că la momentul actualului o steluță e acoperitoare. Noi așa considerăm. Citiți în Biblie și veți vedea că Dumnezeu are regulile Lui la care trebuie să ne încadrăm. Că noi găsim diferite idei. Ori, stimații mei, spune Biblia că preoții când se urcau la altar, trebuiau să aibă izmene pe ei să nu li se vadă și atenție, hainele de preot erau lungi până jos. Mai era ceva, oamenii erau îmbrăcați la vremea respectivă în niște fuște, care niște bărbați aveau hainele până la genunchi, femeile aveau hainele până la o picior și nici alea n -avea voie să le schimb, că era o urșiune înaintea Domnului. Ori preotul este chemat în primul rând să meargă în fața lui Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu trebuie să fim îmbrăcați, stimații mei. Niciodată nu vom mai fi în stare de la început, când eram inocenți, adică nevinovați. Sfânt nu înseamnă să fii inocent. Sfânt înseamnă să ai ocazia să păcătuiești și să alegi să nu păcătuiești. Aia e sfințenie. Doamne ajută! Adam era în inocență, era nevinovat și era îmbrăcat cu slava lui Dumnezeu. Când a păcătuit și a ales să păcătuiască, să devină păcătos, a dispărut slava lui Dumnezeu și apoi apar hainele peste tot în Biblie. Oamenii trebuie să fie îmbrăcați. Citiți în cartea Apocalipsului, când ajungem din nou în prezența lui Dumnezeu, cine nu are haină, îi se dă haină și celor ce au, li se spune să vegheze ca nu cumva să ia cineva hainele și să evadă rușinea goliciunii sale, că omul trebuie să fie îmbrăcat. Doamne ajută! din toate punctele de vedere. Un preot al lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fie îmbrăcat. Înaintea oamenilor, cum credeți că trebuie să fie? Există fraze ai mei care vin și spun, bă, dar Dumnezeu cunoaște inima. Într-adevăr, Dumnezeu cunoaște inima, trece dincolo de piele, dincolo de haine, cunoaște inima. Și Dumnezeu care cunoaște inima, ne vrea îmbrăcați, ne dorește așa. Este un text foarte interesant în Biblie, dumneavoastră cunoașteți, Ioan capitolul 21, șapte din ucenicii Domnului s-au dus să aprins pește pe Marea Galilei și la un moment dat cineva de pe țărm îi întreabă, copii, ați prins ceva? Și ucenicul căruia îi place să se auto-intituleze ucenicul pe care îl iubea Iisus, ucenicul Ioan îi spune lui Petru, este Domnul. Petru când aude că este Domnul, și foarte frumos pasajul ăsta biblic, pe care vreau să vi le citesc, Ioan capitolul 21, versetul 7. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins că era dezbrăcat și s-a aruncat în... Toți oamenii care se aruncă în mare să noate sau salveze pe cineva, ce fac prima dată? Se dezbracă. Petru, pentru că trebuia să se întâlnească cu Domnul, se îmbracă, se încinge, și să aruncă în apă. Ud, dar pregat, el se prezintă înaintea Domnului. Ca așa să stă înaintea lui Dumnezeu. Termenul de goliciune, de transparență, de lipsă de material, e ceva nou. Ceva implementat de altcineva în sânul comunităților noastre. Că e la modă, că se poartă. Dar în spate sunt duhurile demonice care vor să desacralizeze închinarea noastră împreună, ca preot lui Dumnezeu. Vrea să distrugă lucrul acesta. Ești pus pe o poziție pe care dacă erai în Israel n-aveai nicio șansă. Dar Dumnezeu te-a făcut preot, o împărăție de preot. Și diavolul vea și spune, las că-ți anulez eu dreptul ăsta ție. După felul în care umbli îmbrăcat. Ori stimate surori și stimați frați suntem chemați la mare atenție când stăm înaintea Domnului. Când cântăm, când slujim Domnului. Casa Domnului nu este o casă de paradă a modii nici o casă de ispitire. Casa Domnului este un loc în care ne închinăm Domnului. De ce să nu spun, sunt și frați care vin îmbrăcați cu niște pantaloni mulați în biserică și se discută diferite lucruri, nu vorbesc de la învonul ăsta. Însă suntem chemați într-o asemenea perioadă și vreme să căutăm să slujim Domnului. Doamne ajută! Atunci când te duci la om, omul nu-ți mai vede inima, stimatul. Că inima ta e curată și plină de râvnă pentru Domnul. Omul te ștește după cum arăți. Știți că majoritatea președinților, a directorilor de concerne și a marilor întreprinderi au oameni care îi învață cum să se îmbrace? Că nu se poate îmbrăca oricum, că reprezintă ceva, reprezintă o țară, reprezintă o instituție. El nu vine acolo în costum și cu, cu Adidas, chiar dacă este de Nike, se prezintă acolo cravată la fără un sfert, șapca pusă pe o parte, eu vă vorbesc din partea instituției și spun el Microsoft. Că toată lumea își dă seama, să nu e de acolo, după cum arată el. Nu e de acolo. Cine știe de unde asta? Nu e de acolo. De ce? Pentru că costumația lui nu-l arată de lucrul acesta. Oribiții mei, băncile care vor să-ți ia banii care îi ții tu numerar, să i pui în banca lor, trimit anumiți oameni la oamenii care știu că au, că se prezintă ăsta la ușa ta. Omul ăsta se prezintă la costum, la cravată, barberit, aranjat, respectos. Și îți spune, sunt reprezentantul băcii cu tare, îți prezintă legitimația, îți prezintă acrediterile și vine și te roagă frumos, dacă ai ceva, poți să pui la banca lor, să se dău discanturi, să se pune cu tare. Și întotdeauna, după cum arată el, ai încredere pe lângă acrediterile. Ei spre spune că vine cineva, bate la ușa ta cu niște pantaloni scurți și aia rupți în nu știu câte direcții, cu niște tatuaje de cap de mort aici, așa, mai ai niște persiguri în limbă și în bine mai are el pus așa, și spune, știi, eu sunt reprezentantul băncilor, vreau banii tăi, că vrei banii mei, Ti cred după cum arăți, dar trebuie să de... închid rapid ușa. Măi, dar n-ai verificat că ăsta au terminat școală. Nu, după cum arată, după cum arată, eu nu-i dau banii mei. Și atunci niște amărăzi bai. bani. S-ar putea să te o singură dată cu o persoană. Pe avion, în gară, la locul de muncă. Și omul ăla se întrebe, poți să-mi spui ceva să năcăjit? După felul cum arăți tu, s-a putea la spune, nu am nevoie să-mi spui nimic. Nu am nevoie. După cum arăți tu, nu am nevoie. De aceea Apostolul Pavel spunea, ne purtăm ca să fim primiți de orice cuget omenesc. De-aia suntem chemați la un anumit nivel. Îmi place că frații se poartă după stilul viacului, în ceea ce privește frizurile. Eu sunt împotriva gelului pentru păr și vă dați seama de ce. Foarte potriva. Însă, însă vreau să vă spun, îmi place de frață, dar gândește-te că tu ești chemat dincolo de frizură, dincolo de barbă, dincolo de haină, dincolo de celelalte, să reprezinți împărăția lui Dumnezeu. Și s putea să te întâlnești o singură dată cu omul ăla, copilul meu. Și tu să fii omul prin care să vii Evanghelia dacă tu ești neglijent în domeniul ăsta, dacă tu spui că Dumnezeu se uită la inimă, tu ești preot și preotul nu merge numai la Dumnezeu, ci vine la oameni să le vorbească din partea Domnului și văd atâția oameni care se prezintă. Câteodată mie îmi place să jubăiesc pe lângă casă, așa mă am. Îmi place în amintirea vremurilor de când lucram în întreprindere să mai încerc să reparc ceva, adevărul că mai mult dar îi pun tot acolo într-o pungă că ori trebuie, poate cândva îi prind din înțelepciune și îi pun tăte la un loc, îi face o navetă spațială ceva. Dar în fine, muncă de vaselină, de cutare, îmi mai trebuie câteodată când reușesc ceva, îmi mai trebuie o piuliță. Nu am, nu am. Păi distanța până la mine, până la magazinul de buni pot căosi piulițe, e 5 km. Te pui în mașină, nu te vede nimeni. Și cu salopetele le pun ceva pe scaun și mă duc. Când intru în casă să iau bani pentru piulița aceea, că nici nu ar fi trebuit bani, că ar trebui să -ți o dea așa, dar nu-ți o dea. Când intru în casă, mă vede nevas. Și întreabă, dar unde te duci? Mă duc și eu o piuliță. Da, da, tu așa te duci. Tu trebuie să te schimbi. Te duc, cămașă, pantalon. Da, băi, nevastă, mă, dar e o piuliță, băi, e o piuliță, doar o mică piuliță. Mă, duc, dacă în timp și te duci după piulița asta, te întâlnești cu cineva și vrea să-ți ceară sfatul, dacă tu cum arăți așa, hai când te găsești la tine în garaj, e o problemă. Dacă tu când intri, tu trebuie să dai sfatul cuiva. Supărat ca orice bărbat, dau jos sau la petle, bombănesc în container, bine că nu se registrează. Și bine, mă iau totul pe mine, mă duc eu bănișoare aia după piuliță. În drum și mă duc pe o piuliță, atât atâta, atâta, atâta. Când intru în magazinul ăla, mă duc la piuliță, doi, doi frați, un soț și o soție. Pașe domn, frate, vizion. Pașe Știți când ne-am gândit la dumneavoastră Vrem să vă punem o întrebare, frate Păi, eu vreau să eu numai o piuliță. Vrem să vă punem o întrebare. Vrem să discutăm. Și în timp ce ei vorbesc cu mine, cu nervii mei, cu tot ce am eu acolo, începe să mi se dea niște lucruri și încep să vorbesc cu ei. Ei se iau din mână unul cu celălalt și pleacă. Eu mă duc și mi iau piulița. Îți spun, pentru tine vă trebuie să vin eu până aici. Pentru că toate lucrurile au scopul lor, dar contează enorm de mult cum te prezinți înaintea oamenilor. Contează enorm de mult. De aceea vă aș ruga, nu tratați lucrurile astea ușurel. Sunteți preoți al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Mă apropii de încheiere spunându-vă că duhurile necurate față de Duhul Sfânt, care încearcă să ne îmbrace autentic, credibil, încearcă să ne dezbrace. Dacă vei citim Biblie, peste tot duhurile necurate dezbracă și bat pe oameni. Trăim o vreme când materialul lipsește, trebuie o vreme când ni se spune ca așa se poartă și dacă veți citi declarațiile ta toți creatorii de modă care sunt niște sataniști în ei însăși, veți vedea că oamenii ăștia spun, am creat această fustă, această, această rochie, ca ceea ce o posedă, ceea ce o are, să fie poftită de toți ceilalți. Ei ca și cum se închină cuiva. Și noi o luăm că e de la casa de modă nu știu care, că e de firmă, și o aducem în biserică și mai suntem gata să lăsăm și eticheta cât o costat din banii Domnului și am dat numai să venim aici. Frații mei, casa Domnului este un loc în care se adună preoții Dumnezeului celui mai prea înalt. E un loc în care se ridică rugăciuni pentru copii, pentru bărbați, pentru femei, pentru autorități și rugăciunile astea sunt ascultate că ăștia singurii care au licență. Pe ăștia Dumnezeu îi ascultă, sunt copiii lui. Ăștia nu stau la rând, nu vi s-a întâmplat să mergeți la un cabinet al unui doctor vestit și să vedeți o grămadă de clienți care vor să stea de vorbă cu el, să aibă un diagnostic la o experiență de viață și stau toți cu talonul numărului în mână și spun, mai este puțin, dacă ar ieși ăla mai repede, aș intra și eu mai repede. Și în timp ce toți stau la rând, vezi că apare un tip acolo de vreo 15 ani, intră cu mâinile în buzunare așa, trece rândul și se duce drept în față, se deschide ușa. Și de tot, băi, stai băi, băi, eu am talonul, eu am cutare. Îi să stați liniștit că eu sunt copilul la domnul doctor. Toată lumea s-a ascunde talonul acolo, pentru că știi, copilul trebuie să intri fără talon. E copilul lui domnul doctor. Stimați mei, toți stau la rând să-i asculte Dumnezeu, că să roagă numele lui Petru, alu lui Papa, al lui Preafericitul, al Sfânta, nu știu care, stau la rând acolo. Tu prin Iisus Hristos intri direct la Tata, slăvit să fie Domnul să-i povestești despre copiii tăi, să-i povestești despre neamurile tale, să-i povestești despre cei dragi ai tăi, să-i spui, Doamne, vreau să mă duc la ei, dar dăm putere, dăm un moment potrivit să pot vorbi cu ei. Și tata te ascultă și spune, uite, îți mai dau îngeri care să așeze circumstanțe și împrejurări ca rugăciunea ta să ți-o împlinesc și să aduc mântuirea acolo. Pentru că tu te-ai prezentat cum trebuie și când te duci la neamurile tale, ei te cred pentru că te văd, te măsoară, o să-i vedeți cum vă măsoară așa, chiar dacă cu coada ochiului, dar vă măsoară. În momentul în care vii din partea lui Dumnezeu și le vestești un cuvânt, ei nu au cum să fugă, bă, dar ăsta vine așa să vorbească cu bine, n-are niciun respect, nu. Mergi plin de respect, mergi cu o teamă sfântă, îi aduci un cuvânt din partea Domnului, îl lași să mediteze și auzi numai că la predica, lui nu știu care, s-a hotărât celălalt. Știi că Dumnezeu l-a mântuit și l-a salvat, pentru că a sămânat acolo, slăvit să fie Domnul. Când se adună frații la oaltă, îi prezint un de de mare preț. Îi prezentă și roa, care mâine dimineață dispare. Dar un de lemnul îi prezent aici să te învețe că Dumnezeu repară receptorul și din seara asta vei începe să vezi voia lui Dumnezeu. La un moment dat, pentru mine, pentru alții, profeții sunt cei care îmi certifică ce Duhul îmi spune. Adică înăuntrul meu, Duhul Sfânt îmi spune, urmează o încercare, urmează cineva să te ispitească. Și vine un frate și dă drumul la ruscare, ascultă bărbatule, în fața ta stă un alt bărbat, ai grijă, el vrea să te ispitească, dar Duhul mi-a spus deja. Vă amintiți dumneavoastră de, de Pavel? Duhul l-a anunțat din cetate în cetate că în Ierusalim îl așteaptă lanțuri. Și Pavel nu spune, băi, ce surpriză! Nu! Duhul îmi spune lucrul ăsta. Cunosc lucrul acesta. Profeția îmi certifică ceea ce receptorul îmi spune că Dumnezeu începe să vorbească cu tine și apoi vorbește despre altul și călăuzești pe altul și îl duci mai departe și poporul Domnul crește și dintr-o dată oamenii încep să discearnă, să deosebească voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.